dimineața. Este ora 5. M-am pus în mișcare să merg la crossfit. Am mocit coata din geci. Să trăiți. Ia ce șeful, cum e? A mers? A prins ceva la dată? Aole. În ceas noapte? Salutare, prieteni! Am ajuns pe balta Lilieci. Ce folosesc eu astăzi? O să pun metoduri 30-50 de grame. Acele. Asta e de 10-10. Sunt tot de 10 de alt model. Și asta e de 12. Ce mai avem aici? Avem așa pop-up-uri de miere, dumbbells-uri, da? Pepene galben de la Krill, al modelul ăsta. Să fie mai etichete, nu știu dacă sunt bunicele. Avem aceste pop-up-uri cu piper, wafters-uri cu aromă de nu mai știu ce, miere și usturoi. Nada. Deci avem așa, avem de la Sibi, o să folosesc în prima parte, după care o să mai schimb. Asta e din perete zdrobit, nada maro, făină de pește, cânepă și aloe tigrate. Da? Uitați-le aici. Pac, pac, pac. Și un amărât de ciucaș. Deci am pus toate cele 3. Deci toate proporții egale. Le amestecăm așa frumos. Cum știe toată lumea, la rece. Nu sitez nimic. Hai tată, hai tăsătura ca lumea. Da, mișcă șala șala. Am un două mișcă, dar nu regulamentar. Mișcă și asta. Sau ce e, bă, frate? Ce mișcă sunt astea așa firave? Să te ajut să-l scoți.
Un caras. Ah, ce caras. Ia uite, băi, tată. De cine -i? Un somotei. S-a terminat, da? Când a intrat somoteiul, s-a terminat. Ce să mai mănânci? Din cauza asta. Africanul a venit pe poziție. Da. În cazul ăsta avem probleme, bă. Și fii atent că a tras ca un de ăsta mare. La ce l-a luat? La pop-up. La pop-up? Da. Dacă mănâncă la pop-up e clar. Nu lasă pe ăsta să mănânce, îți dai seama? Săracul ăla e hăituit. Păi știi, cred că unde s-a dus, s-a dus acolo în spate, în stuf. E nu gata. Uite, mă, pop-up alb de usturoi. Na, zici eu cât e, de la mare, am băgat deci pentru... Deci ăsta... Deci a fost în jumătate de oră o găleată dată am prins. Ți-ai făcut în gură. Dacă e pe de-astea, nasol. E prima oară când... Uite, mișcă și la aia. Dar uite cât de puțin mișcă și crapul când trage, trage serios. Chiar și carasul trage frumos. Dar ăsta mi l-a... era pe senzor, că l-ai auzit. I-a dat grupa mare. Mai dau, hai să mai scot unul. Și plec acasă. La aia se joacă. De-aia nu mănânc. De-aia nici mai vine lume. A nenorocit balta, gata. Nu e, mă, ce păs, cum să ducă, mă, păsări din... Ăștia să ia frumos în plăsuță și să aduce. Eu am luat un somn de ăsta, amare, pe... Unde era că am fost cu ăla, mă? Până în Belciugate, nu știu la ce baltă am fost. Și am prins 3 somn de aia. Eu l-am să acasă, e, bă, dacă nu-i de ăsta, dar nu, sunt bă, fută-n el, nu. Deci, bă, eu o să pun pe gătață, rând cum e, că nu-l lasă niciodată banaramă de asta. L-am uitat într-un butoi tăiat așa de plastic de 60 de kg, tăiat de aici. L-am gata acolo că era pe vreo 30 cm. L-am aruncat și... Uite, domne, a prins domnul la pop-up. La pop-up l-am dat, frate. A prins somn. La pop-up. La pop-up. Uite lângă aleat. African? African, da. Pe de-aia nu mănâncă. Din cauza asta. Și ce crezi că a făcut gagiu? A sărit din butoi și două zile a mers pe un gazon. L-am găsit viu după două zile. Bă, pun. Bă, nu rău că nu era gazon, era gazonul vreo 20 cm, nu-l tunsesem. Și era încă viu, mă. Și zicea Mihai, bă, vezi că e ce o bunătate, ce gust bun are. Bă, lasă-mă reacă cu urâtul tău. Și l-am preparat. Bă, într-adevăr, bun, dar trans, era cam atât, avea 2 kg. Hai, bă, să vedem. Uite, asta n-a tot ce mai aproape. Mai vine odată la aceeași poveste. Am dat cam departe. Mai încoace a fost vreo 10 metri. Și crăpuțul săracul, să vezi acum, e hăituit. Nici o trăsătură, nimic. Da, pe-am luat un somotei de la african și carasul mai de timp. Dar nu... Prin niște prieteni de ei nu-și trec alea pe locul ăla. Sâmbătă, noapte, duminică. Numai somotei de aia așa. Numai somotei de aia. Dar n-a prins un crab, n-a prins un caras. Se pare că e invadat balta cu somotei și e nasoală treaba. Ce-ai găsit? Înseamnă că gata ea. Când a băgat găleata așa, jumate de găleata a luat plină.
De somotei, da, de la african. Așa micu. Băi, cum se ia cu colțe? Ăia sunt africani, ăia sunt distrugători de bolți. E teroare, dar s-a mulțit. A, anul trecut nu era. Anul trecut, la Apa Mare acolo, era un băiat tânăr lângă mine, toată ziua numai somotei a scos. Și numai atât. Da, da, ai mai auzit de atunci? N-a mai auzit. A mai fost colo, colo, câte unul așa. Da. Nu, s-au împânzit și problema că îi distruge peștele acum. Ăsta se mulțește, numai un roi ăsta, atât. Și-am văzut, dincolo la apa mică, tot așa un roi. Era apa neagră. Băi, a tras la asta. Dar cred că tot somotei. Să băgăm aici. Să vedem. Da. Africanus. Ah, nu caras. Frumos. Gata, tot. Stai liniștit. Liniștește. Da, un caras frumos. Bravo. Stinsese în camera. Și el este individul care a tras brusc. Stai, mă, cum îți fac de aici. Ceva mai mare. Scurt, bam, bam. Așa se trage. Bun. Un caras la mare viteză, mă prieten, să strâng. Tu cărășel. Frumos. Oh. Și îl iau acasă pentru analize profunde. Hai. Hai. O dată acolo. Hai, mergem acasă. Hai, avem treabă. Era mai mititel. Un fel. Băgăm pe el aici. Și cel mai barosan e ăsta. Ăsta care a tras frumos. Era bine dacă mai prindeam unul, doi. Asta da. Cam asta a fost ziua de astăzi. Cu carași. Foarte, foarte frumoși. Asolzi, sănătoși, să vede că-s de-aia sălbatici. Și scrâba de somn. N-ar să vă fac, mergeți la bază. Dragii mei, asta a fost partida pe ziua de astăzi. Așteptam și eu să intre un ciortan 2. Cu toate că seara am văzut târziu, după ce mașina era echipată, că azi fazele lunii spune că
nu prea se prinde pește, se vede că așa a fost.